vorbesc despre o pasiunea mea, care este mintea umană, în primul rând. Și am zis să abordez acest domeniu destul de nesigur. Conștiința. Și vreau să vă întreb, care dintre voi știți ce este conștiința? Să ridice mâna așa. Care? Ok. Cred eu. Așa, ce credeți sau ce știți? Ok, mulțumesc mult. Pentru mine, domeniul acesta cu conștiința, cred că este domeniul cel mai important din viața noastră. Ca să ne folosim un motiv. Pentru că este nevoie de o schimbare de paradigmă. Deci, noi, în momentul actual al dezvoltării, al civilizației, avem nevoie de o schimbare de paradigmă în mintea noastră. Și asta vreau, o să încerc eu. Azi să vă prezint ideea mea împreună cu ceea ce am citit de alții și ce au împărtășit alții în experiența lor. Mai întâi o să încep cu știința. Ce spune știința despre conștiință? Ultimele teorii spun că exista un câmp. Și acest câmp ar conține și conștiință. Câmpul acesta se spune că este universal. Adică se găsește peste tot. Este prezent în orice obiect, în orice materie, în orice punct al Universului. Și dacă este așa, stai să nu intru în ecran. Dacă este așa, înseamnă că trebuie să existe niște pattern, niște modele care se aplică și la nivel micro și la nivel macro. Și asta am încercat eu să caut, să văd dacă există așa ceva. Și am descoperit asta. Mă rog, asta este conștiința universală, câmpul universal. Este o iluzie care se activează în funcție de punctul pe care te duci cu privirea. Atenția, se focalizează pe un punct, se face alb și restul este gri. Dacă se poate observa. Ok. Mai departe. Asta este cum arată un neuron și structura neuronului la nivel de creier. Ce se vede acolo. Asta, așa este construit universul prin crustele și prin modul cum se leagă galaxiile între ele. La nivel macro, foarte macro. Deci, la o scală foarte mare. Și s-a aplicat la acest model, s-a aplicat și ultimele date colectate în urma satelitului Plan, care a făcut o scanare a întregului univers imediat cu 360.000 de ani de la Big Bang. Și împreună cu aia și cu acest model s-a ajuns la această structură. Ceea ce pentru mine este foarte surprinzător. Dacă nu v-am convins, o să vă prezint mai departe ceva. Acesta este un pește. E pentru prima dată când s-a filmat în direct ce se întâmplă în capul unui pește. Să văd dacă funcționează. Priviți ce se întâmplă. Sunt descărcări electrice între neuroni. Uneori se văd descărcări multiple, adică se răspândește din toată aerul. Bine, se luminează. Să vedem ce se întâmplă asupra planetei Pământ. Nu este imaginea cea mai reușită, era un alt film care nu l-am descoperit, dar priviți ce se întâmplă. E același model. Descărcări respectă aceeași pattern, s-a spune. Chiar înseamnă că există ceva care se aplică la toate lucrurile din universul ăsta. Și acum, întrebarea mea. De ce noi ne simțim atât de separați de acest câmp? Și de faptul de universul ăsta în care trăim. Și o să vă prezint mai departe niște imagini. În care o să încerc să vă arăt de ce se întâmplă lucrul acesta. Ce vedeți pentru prima dată aici? Care e prima reacție pentru care o vedeți aici? O femeie cu trei picioare. Asta e prima reacție când o vedem. Bun, adică mai atenți că undeva în creierul nostru se întâmplă o femeie cu trei picioare. Nu, nu se poate să fie adevărat. E un om fază aici care gata, mă știu. Să mergem mai departe. Pare că cineva bătește deasupra nisipului. Cum se poate întâmpla asta? Nu, e adevărat, da. E om, vreau un stea. Deci, e ok. Deci, este în lumea noastră, sigur. Mai departe. Ce cu capul individul ăsta? Ce face ăsta? N-are cât sau cum se întâmplă? Dacă observați bine, individul acesta, el este pe fotoriu și femeia
partea cealaltă. E prima reacție care îți vine în cap. Așa se întâmplă. Puteți să-mi confirmați asta? Da, să știu. Deci este prima reacție care îți vine în minte. Ok. Oh, aici, o femeie, oh, da, da, oh. E impresionant asta. Imaginea asta mai impresionantă și pe mine. Cea mai bună dintre toate. Ok. Asta ce? Am mai aici două semne. Steluță care a intrat la... Nu, eu sunt o steluță cu curbe moi și o stea cu... S-a topit. Ascuțit. Pentru mine reprezintă două ființe de pe Marte, să le luăm așa. Pe unul cheam Bubu și pe altul Zizi. Cine crede că steaua acolo este Bubu? Sărit ce mână sus. Și Zizi înseamnă că cealaltă, dacă e din asta. De ce credeți că se întâmplă asta? Pentru că mintea umană se face o asociere cu litera P. Deci se face asociere cu litera B și B are curbele rotunde. Deci asta se întâmplă. Și Z, din cuvântul Z, este ascuțit. E o literă ascuțită. Așa face asociere creierul nostru uman. Aduce literele cu ceea ce cunoaște. Așa, mai departe. Ce vedeți aici? Cine vede un delfin, să zicem în asus? Nimeni? Tu ai o problemă, trebuie să-ți scutăm împreună. Da. Ce ne vezi de fiind? Hei, priviți conturile mele. Asta-i coar. Îi vedeți acum de fiind? De fiind. Sunt mai mulți. Se spune că până în 10 ani copiii văd de fiind. După 10 ani, vedem ce vedeți. E normal, da. Ce spune asta despre aceste imagini? Ce spune asta despre creierul nostru? Că mintea noastră nu este învățată să perceapă realitatea în mod obiectiv. Să perceapă realitatea în mod direct. Ea este învățată să perceapă realitatea în funcție de trecutul pe care îl avem noi. În funcție de ceea ce avem în spate. Și aia definește mintea umană. Și mai puțin definește ceea ce suntem noi în interior. Deci asta este constatarea, am făcut-o studiind, făcând și de-alaltă. Deci, ceea ce înseamnă, și de fapt este o problemă, atunci cine suntem noi? E fundamental să ajungi să vezi că tot ceea ce ești tu e de fapt preluat din mediu, că contextul și interacțiunea cu mediul te definește pe tine ca minte umană și apoi să constați, ok, și atunci eu cine sunt? Și am plecat de la ideea ce instrumente am ca să pot afla cine sunt eu. Și așa am ajuns la faptul că trebuie să există o anumită stare din care poți afla cine ești. Și eu zic că starea de conștiință. Starea de conștiință e ceea ce poate să-ți arată cine ești cu adevărat. Conștiința ce înseamnă în ea? Starea aceea în care ești conștient. Ești conștient de ce se întâmplă în afară, ești conștient de ce se întâmplă în creierul tău, ești conștient de emoții tale și de corpul tău. Pentru că întotdeauna există, atunci când ești conștient, ca în general suntem undeva semi-treji în realitatea practică, pentru că noi ne identificăm foarte mult cu o imagine de sine, cum spunea Iisus mai devreme. Și identificându-ne cu acea imagine de sine, atunci e mai important să-i dăm prioritatea la imaginea de sine decât să fim conștienți de ceea ce se întâmplă cu noi. Deci... O să vă dați cu de ce. Așa. Ce vedeți aici? E creierul mare. Cu ceea ce are el. Ce știm despre creierul mare? Care emoții, gânduri, idei? Astea sunt niște concepte. Toată lumea le știe. Emoții, gânduri, emisiunea stângă, sunt conștienți, idei, imagini, tot. Toată lumea știe chestia asta. Dar problema e că asta știi și despre un ceas. Dar dacă noi nu vedem ceasul cum funcționează în mod real, cum putem să vedem cum funcționează toate alea, cum se îmbină imagini, gânduri, astea?
același lucru se întâmplă și atunci când ești conștient. Dacă nu vezi ce se întâmplă în mintea ta, fără concepte, fără idei, fără etichete pe care o oferi, fără să găsești o explicație la ceea ce vezi, ai mai multe șanse să vezi cum funcționează mintea în ansamblu. Exact așa cum te uiți prima dată la un ceas, îl vezi cum funcționează, zici, a, ăsta-i. Poți să explici cum funcționează ceasul? Poți să spui, a, bă, uite, are o rotiță acolo care se mișcă așa, un act care așa, și da, asta dă mișcarea, asta o face în mod normal. Dar iar, dacă te uiți, privești așa, nu, un ceas care se mișcă, pur și simplu. Ăsta este tot mecanism. E aceeași chestie și la mintea umană. Hai. Dar, eu vă întreb acum, câți dintre voi puteți rămâne conștienți mai mult de un minut? Eu zic că foarte puțin. Și care este cauza? Am spus-o un pic mai devreme, dar o repet, ca să intre acolo. Deci cauza este următoare. Noi ne identificăm cu o imagine de sine. Și imaginea de sine, împreună cu mintea care lucrează noi, creează o problemă. Eu îi spun o problemă, pentru că este o problemă. Faptul că ne identificăm cu această imagine de sine este o problemă pentru toți. Și ce se întâmplă atunci? Este pentru că mintea umană dă prioritate imaginii de sine. Și cum o face? Din printre ele. Căutând siguranță, securitate, confort, al doilea lucru. Căutând să fugă de suferință, deci noi căutăm să fugim de suferință, și al treia lucru este să caute satisfacție, plăcere. Caută fericirea, cum se spune în alte foarte cuvinte. E, când devii conștient și vrei, de exemplu, sunt momente în care devii conștient, nu poți sta mai mult de un minut. Pentru că ce vezi acum? Vezi niște gânduri, niște imagini. Am fost mai adinat la baie, am văzut acolo, zic, da, uite, un munte. Zic, da, uite, ce mă gândesc la munte. Dar asta se întâmplă. Zic, da, niște boi, niște vaci, niște oi, niște... E, și imaginea mea de sine, care are o anumită imagine despre realitatea din afară, pentru că se completează reciproc, zice, a, nu e nimic de aflat de acolo. Și apoi că revine înapoi, în stare de identificare. E, sunt niște lucruri subtile, de aceea eu vreau să încerc să le explic așa cum pot. Dar se întâmplă exact cum ați văzut iluziile alea. E extrem de rapid. Dar vestea bună e că fiind conștient tot timpul de ceea ce îți trece prin cap, când, emoții, corp, se le relevă la undeva. Se relevă. Așa. Aici, că am revenit la bufniță. Care e prima reacție când vedeți o bufniță? Eu tot bufniță. Asta e prima reacție care au avem. Deci asta e prima reacție care o avem. Și de ce facem asta? Ne vedem bufniță? Cum se întâmplă asta? Te gândești. Pentru că noi căutăm tot timpul ca ceea ce vedem să ia o aplică etichetă. Pentru că să avem siguranța că asta chiar e o bufniță. Adică nu e altceva, nu e un porc cu mistreță. Sigur nu e. E chiar o bufniță. Asta e mecanismul cu care funcționăm toți cu mintea umană. Deci asta se întâmplă. Asta noi căutăm lucruri sigure. Securitate, confort. Vrem să știm că ceea ce vedem e adevărat. Și asta face și adevărul nostru. Deci, asta face adevărul nostru. Că vrem să știm, să fim siguri că realitatea e aia. Ei, realitatea e invers. Nu, dacă vrei neapărat să afli cine ești tu, trebuie... Adică, nu trebuie, cum mai rămâne ascuns. Ai nevoie să înțelegi cum funcționează mecanismul uman, al minții. Și vreau să vă mai dau un exemplu, nu știu cât timp mai. Ok, e bine. Vreau să vă dau un exemplu. Să vă dau cine joacă tenis de aici. Care e întrebări? Ok. Oare de ce ne simțim atât de liberi atunci când jucăm tenis? Oare de ce ne simțim atât de relaxat și de bine? Pentru că imaginea de sine, cu gândurile, cu imagini care ne vin, sunt un pic reduse din intensitate. Sunt puse cumva la locul lor potrivit. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că atunci când joci tenis, să ai o reacție imediată la mingea aia care vine cu o viteză impresionantă, nu ai timp să te gândești, bă, stai, că vine în traiectoria aia, o să o pun așa și o să prind, fac. Nu se poate întâmpla asta. Deci n-ai cum, că n-ai viteza de reacție.
Pentru că gândirea noastră față de momentul în care se petrece, e un pic defazat, ca la bunii. Ai văzut imaginea, ai pus... Ai pus punct. Am înțeles. Deci... Ai văzut bunița? A venit dând. Asta e o cuvință. Deci așa se întâmplă. Și care, până la urmă, care e soluția? Care e ea? Eu consider că e foarte important pentru cineva. Dacă vrea să afle cine este cu adevărat și dacă crede că în el există acolo un sâmbure de adevăr care nu are nicio legătură cu lumea din afară, are nevoie să vadă cum funcționează mintea umană. Asta este ceea ce cred eu. Deci, e mai important să vezi cum funcționează mintea umană decât să ajungi cine știe ce nirvana sau guru sau tot ce mai vreți voi. Mie mi se pare mai important în ceea ce înțelegi din tine decât să cauți să devii bogat, să poată la orice are. Și asta e tot. Vă mulțumesc frumos!